Următorul la microfon, am două microfoane. Poți să alegi, Dragoș, care microfon vrei să-l folosești. Dragoș meu. Dragoș, stai în lumină. E ok, unde vrei, dar în lumină. Ai venit și tu să nu cazi, mai ales tu. Ok, salut. Înainte de toate aș vrea să îmi dați și mie... Ok, înainte de toate aș vrea să vă avertizez că este o prezentare cu foarte multe barbarisme. O să barbarizez foarte multe... Poftim? E secret, ajung și acolo, ușor, puțină răbdare, ajung și acolo. Ok, deci o să barbarizez un pic limba română și când am auzit că o să vorbesc la lumea SEO PPC, am stat și m-am gândit destul de mult care să fie firul roșu al acestei discuții despre ce, cum să leg PPC-ul, e-commerce-ul pentru această prezentare. Și m-am gândit la trenuri. N-am o pasiune pentru trenuri, dar poza asta am avut-o pe desktop foarte mult timp, poza de pe National Geographic și mi s-a părut reprezentativă pentru e-commerce. Ați spune că toți indienii aceștia sunt clienți și trenul este magazinul vostru online. De fapt, este o falsă percepție. Lucrurile stau invers. Toți acești indieni sunt magazine online, iar toată lumea vrea să intre în tren. Asta este scopul. Ok, toată lumea vrea să intre în tren, dar este important să nimerești trenul cel bun. Și pentru că ați venit la lumea SEO PPC și nu ați stat acasă, da, și nu dormiți în bocanci, ați făcut primul pas pentru a lua trenul cel bun. Ok. Eu sunt Dragoș Meu, lucrez la Web Digital de un an, de 2 ani fac campanii pay-per-click marketing și de la 20 de ani lucrez în marketing online. Și vă voi vorbi despre campanii PPC pentru e-commerce în 19 stații. Da? Să pornim la drum. Vă voi vorbi despre Google AdWords Search, despre display și remarketing, despre Facebook Ads și iar se mișcă videoproiectorul și despre tracking și analysis, cum monitorizez campaniile după aceea. Ok, prima stație, campaniile de search. Cum ar trebui să arate o structură minimală a campaniei de search? În primul rând ar trebui să aveți o campanie de brand protect, pentru că sunt foarte mulți advertiser care se pot promova pe magazinul vostru online și pierdeți potențial clienți, potențiale trenuri. O campanie generală pe industrie, chiar dacă sunt cuvinte destul de generale, dacă aveți, nu știu, un magazin online de mobilă, ar trebui să aveți și cuvinte de genul mobilă, mobilă București, mobilă România, pentru că există foarte multe căutări, se fac conversii și pe astfel de cuvinte. După aceea, tot la fel, general pe produse, cuvinte mai generice și apoi intrăm în partea specifică, cuvinte specifice, de exemplu, nu știu, laptop Lenovo ThinkPad Edge, și cuvinte specifice, dar o să ajungem acolo un pic mai târziu. Bun. Fiecare campanie trebuie să aibă grupuri segmentate pe tematica cuvintelor cheie pe care o alegeți. Fiecare grup trebuie să aibă minim două anunțuri care să rotească pentru a vedea care este ce anunț performează mai bine, la ce anunț reacționează mai bine clientul. Și foarte important, lista de cuvinte negative. Ok, mergem la a doua stație și vorbim despre setările unei campanii. Cum ar trebui să setezi o campanie? În primul rând, să fii atent la device-uri. Dacă vrei să faci și o campanie de mobile, ar fi bine să o faci diferit, pentru că există anumite particularități ale campaniilor de mobile. De asemenea, atenție la location and languages. Dacă aveți o campanie targetată doar pe București, ar fi bine să targetați și București City și București County, pentru că puteți pierde foarte multe afișări din cauza IP-urilor dezordonate. La fel și la languages, dacă aveți o campanie în română pentru public român, pentru un site în română, e bine să alegeți și limba engleză și maghiară, pentru că există mulți etnici maghiari, și limba engleză, pentru că sunt foarte mulți români care au browserele setate în limba engleză. Atenție la ad delivery. Să rotiți tot timpul anunțurile pentru a vedea care este cel mai performant. Și dacă faceți o campanie pe exact, atenție la keyword matching options. Puteți să deselectați această opțiune să nu includă pluralele și mispelurile pentru că aveți o campanie pe exact și vedeți cum performează exact cuvintele cheie respective. Și o altă opțiune interesantă, în cazul în care ați mai făcut campanie, dacă n-ați făcut campanie, nu vă recomand. Puteți seta bidul și afișarea anunțurilor în funcție de
ore și puteți miza mai mult în cazul în care aveți un prime time, că știți că faceți mai multe conversii, puteți mări bidul atunci. Ok. Stația 3, lista de cuvinte cheie pentru o campanie de search. Aș spune că ar trebui să împărțiți cuvintele cheie în funcție de complexitatea lor. Ok? Să aveți o campanie generală, pe exact, tocmai pentru a nu lua foarte multe afișeri, click-uri nedorite pe cuvinte cheie irelevante pentru campania voastră. După aceea să aveți lista de cuvinte cheie pe expresii vandabile, adică produsul plus preț, prețuri de vânzare, cumpăr și așa mai departe. De exemplu, laptopuri de vânzare, preț laptopuri. După aceea specific, pe laptopurile Lenovo ThinkPad Edge, de exemplu, este o căutare specifică, deja știe ce model de laptop vrea să-și cumpere. Și căutările Uber specifice, le-am spus eu, pe care ar fi bine să le folosiți cu Broad Modifier, pentru că cine caută atât de specific e clar că știe ce vrea. De exemplu, Lenovo ThinkPad Edge E530-3259, o căutare foarte specifică. De asemenea, puteți să folosiți și doar codul de produs. E de ajuns dacă faceți o campanie, aveți un magazin de ITNC, e de ajuns să puneți E530 și 3259 ambele pe plus, pentru că sigur cine caută acest cod vrea să-și cumpere un laptop Lenovo. De asemenea, ar fi în cazul în care aveți un buget destul de mare și vreți să luați toate căutările și căutările unice, pe lângă cuvintele cheie la care v-ați gândit, ar fi bine să folosiți Dynamic Search Ads. N-am înțeles că Otila o să dezvolte mai mult subiectul acesta, așa că nu vreau să-ți răpesc plăcerea asta. Ideea este că titlul este generat automat în funcție de cuvântul cheie căutat. Aveți aici jos un exemplu, de exemplu procesor AMD Athlon 2X4640. Acela este titlul. Avantajul este că titlul poate avea mai mult de 25 de caractere cu Dynamic Search Ads. Puteți segmenta pe ce categorii de produse se afișează Dynamic Search Ads. De exemplu, URL-ul să conțină AMD, page title, procesoare și page content, stoc suficient, tocmai ca să evităm situația în care produsul respectiv există pe site, dar nu este în stoc. Ok. Și acum ajungem la anunțurile tip text. Foarte importante. Înainte de a face anunțurile, după ce ai făcut lista de cuvinte cheie, trebuie să te gândești ce vrei să transmiți prin adurile respective. E foarte important să transmiți costul, pentru că, cel puțin în România, contează foarte mult prețul. Discountul, dacă l-ai, sau pseudo-discountul, cum practică foarte mulți români. După aceea trebuie să te gândești să transmiți USP-urile tale, beneficiile tale, transport gratuit dacă e cazul, sau transport gratuit de la suma X, sau transport gratuit în toată țara. Ofertele limitate și personalizate e bine să le transmiți în NAT. De asemenea, poți să faci două aduri, un ad pragmatic, rațional, în care vorbești de preț, de ofertă, și un alt ad emoțional, să vezi la care rezonează mai bine utilizatorul. Și de asemenea să-i dai răspunsuri la problemele lui. Oferi un răspuns, nu îi pune o întrebare. Bun, și cum transmiți mesajul? Spre deosebire de Franța, unde în Franța de obicei se vorbește cu persoana a doua plural, în România e bine să transmiți informația la pertul, la persoana a doua singular, într-un limbaj familiar, să te gândești că nu ești tu magazin online și el regele, domnul care trebuie să cumpere, ci este un alt om, un alt Ionuț, un alt Mihai, care vrea să-și cumpere un produs. E win-win situation. Bun, arată că vrei să-l ajuți în căutarea lui. În momentul ce a făcut o căutare, un query, are nevoie de un răspuns la query-ul respectiv. Foarte important să nu promiți mai mult decât poți să-i dai. Dacă spui că sunt prețuri de la 60 de lei, dar tu nu mai ai produse de la 60 de lei, ci de la 100 de lei, nu fă chestia asta, modifică anunțul, sau dacă spui că ai pulovere ieftine și produse și puloverele tale costă de la pleacă prețul de la 150 de lei, s-ar putea să nu fie foarte mulțumit și să plece foarte repede de pe site-ul tău. Și filtrează tot timpul audiența din copii. Da, e bine să pui prețul NAT pentru a filtra pe cei care, nu știu, pentru cei care un pulover de 100 de lei este un pulover scump. Bun. Și pentru o vizibilitate mai mare a ad-urilor, ar fi bine să folosiți și ad extensions. Pentru ad-urile tip text puteți folosi ad extensions legate de locație, în cazul în care aveți și un magazin fizic. Site links, pentru a transmite, de exemplu, USP-urile. Puteți transmite generic toate USP-urile pe care le aveți voi ca magazin online.
un call extension, în cazul în care poți face comenzi direct la telefon, și social extension, în cazul în care aveți și o pagină de G+. Ok, așa arată o extensie, un location extension, e vorba de o... aici, în cazul e vorba de un cabinet veterinar din Rahova. Poftim, complet, complet întâmplător. Nu, am găsit-o doar pentru că e în cartierul meu, atât, nimic mai mult. Nu că ar fi clientul nostru. Așa, și aici avem niște sidelinks-uri, da? Pe o căutare specifică mai oferim alte trei opțiuni. Rafturi industriale, rafturi pentru magazine, rafturi pentru mobilier metalic. De multe ori sunt căutări, oamenii caută un anumit lucru, dar de obicei ei, de fapt, vor altceva. Ok, și acum trece la punctul 6, la listele de cuvinte negative. Avem mai multe liste, o primă listă generală legată de cuvinte cheie, precum second hand, ieftin, dacă nu aveți produse ieftine, ocazii, nu știu, folosite și așa mai departe. De asemenea, ar trebui să aveți și o campanie făcută pe concurența offline. De exemplu, dacă vindeți șifoniere sau dulapuri, ar trebui să aveți la negative, poate IKEA, mă gândesc, da? Pentru că cine caută șifonieri IKEA vrea să-și cumpere un șifonier de la IKEA, nu unul de la magazinul vostru online. Și de asemenea să analizați pattern-urile dubioase. Pot apărea astfel de pattern-uri și ar fi bine să le eliminați. Când vedeți că sunt extrem multe căutări care conțin anumite expresii, eliminați pe phrase expresia respectivă. Și în cazul în care aveți multe campanii, există o opțiune în Shared Library, se numește Campaign Negative Keywords, unde puteți face mai multe liste de cuvinte negative și le asignați la mai multe campanii. Bun, am vorbit de search, acum să trecem la partea de display. O campanie de display, pe vremuri, trebuia să setezi campaniile, fiecare tip de campanie de display, la nivel de setare. Nu puteai să ai o campanie și în campania respectivă să ai și contextual, și placement, și remarketing. Mai nou se poate face și poți să ai o singură campanie cu trei grupuri, fiecare grup să aibă altă setare. Bun, să vorbim de campania pe contextual. Da? Aici trebuie să alegi cuvintele cheie. Ar fi bine ca acele cuvinte cheie să fie pe broad și destul de simpliste, la fel ca o campanie de search, pentru a lua cât mai multe afișări și a avea date statistice de analiză. Poftim? Da, cuvinte generale, la fel ca o campanie de search pe mobile. De obicei, pe mobile nu sunt căutări atât de specifice. Oamenii caută două, maxim trei cuvinte cheie. Optimizarea ongoing, după ce a început campania, intrați în Analytics, vedeți ce site-uri au performat, ce site-uri nu au performat și eliminați-le tot timpul, eliminați placement-uri și folosiți categoria exclusion. Da. Ar fi bine chiar de la început să eliminați, de exemplu, below the fold, să nu se afișeze anunțul vostru sub primul fold, pentru a nu lua multe afișări și avea un CTR foarte slab. Păi da, pot să testez, de exemplu, aici pe screenshot-ul ăsta, below the fold, uite, a avut 0,39 CTR. Pentru că l-am testat la început și după aceea m-am uitat. Poftim? Da, și nu, depinde. Testați, dar e bine ca după aceea să și eliminați diverse categorii. Poate, nu știu, de exemplu, pe site-urile cu conținut explicit sexual, poate ar trebui să le elimini din start. Dar dacă pe tot timpul aud să eliminăm la început această opțiune. Nu, în timp. O lună, două de testare. Tocmai. Exact. Tocmai de-aia am și lăsat o perioadă să meargă. Dacă merge bine, ok, o lăsăm în continuare. Dacă nu, eliminăm. Ok, și acum ajungem la placement, la campanii de placement. Foarte important domeniile pe care le alegi și când alegi domeniile ar trebui să renunți un pic la prejudecăți dacă faci pentru prima dată campanie. Ar trebui, dacă ai, să zicem că vrei să vinzi, nu știu, inele, nu trebuie să alegi doar site-urile cu audiență feminină. Eu cred că dacă aș vedea pe GSP un banner cu un inel, nu mi se pare deplasat, pentru că na, și bărbații mai cumpără inele câteodată. Și depinde și, adică există targetul cocalar, n-ai ce să faci. Ok, și ar fi bine să eliminați anumite segmente de vârstă, acum mai nou vă oferă opțiunea, să, de exemplu, dacă vindeți inele de logodnă,
poate 55 plus e un pic prea mult să se afișeze la 55 plus. Toate că pot fi destul de disperat și ar cumpăra orice inel de logo la orice sumă de bani le-ai dat. Ok, și tot aici, la Share Library, puteți elimina din start anumite placement-uri. De exemplu, pentru o campanie, noi am eliminat din start toate site-urile cu jocuri, joculețe și așa mai departe, tocmai pentru a nu se afișa pe astfel de site-uri. Ok, și ușor mergem spre viitor, ne urcăm în TGV și vorbim despre campanii de remarketing. Întâi vorbim despre campanii de remarketing clasice, care ar trebui făcute cu cap și nu prod, la fel ca o campanie. Că nu trebuie să faci cap. Dacă vrei să faci o campanie specifică, fă și o campanie de remarketing specifică. Să faci cât mai multe audiențe. Ok, ai o audiență, toți vizitatorii care au ajuns pe site, dar poți avea audiență pe categoria de produse, poți avea audiență pe subcategorii de produse, poți avea audiență pe adăugare în coș, poți avea audiență pe finalizare comandă. Și de aici poți să faci foarte multe combinații. Poți să faci combinații de produse auxiliare, în cazul în care, nu știu, ai cumpărat un laptop. Poate cei care au cumpărat un laptop ar fi interesați după aceea de o husă de laptop și poți să le livrezi bannere cu huse de laptop. De asemenea, cei care au adăugat în coș și nu au finalizat comanda, poate ar trebui să le reamintești că au un produs în coș și ar trebui să-l cumpere. De asemenea, ai nevoie de segmente cu trafic suficient ca să le... Da, peste 100. Da, vorbesc de un magazin online mai măricel, acum, Ana. În funcție de traficul pe care l-ai, de bugetul pe care l-ai, îți calibrezi și campaniile. Ok, și acum mergem și mai în viitor și vorbim despre remarketing plus analytics egal love, cred. Mai nou poți face liste de remarketing din analytics. Liste mult mai deștepte. Dacă, de exemplu, listele de remarketing din AdWords ar fi cantitative, să spunem, ai niște oameni care au intrat acolo, aici liste calitative, știi mai multe despre oamenii respectivi, știi cât timp au stat pe site, poți afla dacă sunt returning sau sunt new visits, poți ști cât timp au stat, pe ce pagină au ieșit și poți face liste de remarketing, bineînțeles, dacă ai utilizatori destul de mulți, peste 100. De asemenea, ce poți să mai faci, ceva deștept, ce, mă rog, facem noi la WebDigital, care fac, nu știu, vorbesc în cunoștință de cauză. Vorbesc în cunoștință de cauză. Pare. Ok. Liste de remarketing combinate cu Facebook. Dacă faci o campanie de Facebook, în momentul în care targetezi campania respectivă, targetezi și în funcție de interese, da? Pe lângă vârstă, locație, teritoriu, mai faci și liste de mai faci și campanii de Facebook în funcție de interese. Poți monitoriza acele interese și adun oamenii respectiv pe un anumit interes și poți face astfel liste mult mai deștepte de remarketing, știind deja care sunt interesele utilizatorilor tăi. Bun, am vorbit de search, am vorbit de display și remarketing și acum să vorbim un pic și de Facebook Ads. Ok. De ce ar trebui să-ți faci o campanie pe Facebook? În primul rând pentru că este o piață foarte mare. Sunt 5.266.140 de conturi de Facebook în România. Erau la ora 5, mi se pare. 89% și-au setat orașul, deci poți să faci o campanie pe orașe. 49% femei, 50% bărbați, poți segmenta demografic. 30% sunt tineri între 18 și 24, sunt aproape 1% bărbați, părinți și bunici peste 65 de ani. 1060 de conturi locuiesc în Săcele, deci în cazul în care vrei să vinzi un teren în Săcele, mă gândesc, poți să faci o campanie doar pe utilizatorii din Săcele. De asemenea, sunt 35% de conturi sunt single, trist, dar poate fi și o oportunitate chestia asta, depinde. Depinde cum privești lucrurile. Și peste 20.000 de pagini. Bun. Pentru un magazin de e-commerce aș recomanda pentru început două tipuri de promovare pe Facebook. În primul rând, ad-urile tradiționale, ad-urile tip poză plus text, în care să targetezi foarte profund. Nu o campanie pro doar pe vârstă între 18-24 din București, o campanie în care să vezi să îți identifici exact publicul țintă. Înainte de toate ar trebui să-l cunoști, ar trebui să știi ce face, ar trebui să știi ce muzică îi place, ar trebui să știi ce produse consumă pentru a putea targeta
foarte exact publicul tău țintă. De asemenea și nivelul educațional. Dacă vii, nu știu, cadouri de lux, poate ar trebui să fi terminat cel puțin studiile superioare. Bun. Și foarte important să comunici în aduri, în imaginea din ad, să comunici prețul pentru a filtra din nou audiența. Și am observat că merg foarte bine pe Facebook adurile emoționale. Deci folosiți în copii mai multă emoție, mai puțin rațional. Bun. Și sponsor stories, din nou le recomand, pentru a comunica ofertele punctuale, pentru a comunica pentru fani, exclusiv ofertele pentru fani, de a comunica oferte pentru cei care încă nu sunt fani, dar poate sunt interesați de respectivele produse, și Facebook Offer. Deși nu merge chiar atât de bine, totuși este o oportunitate și Facebook Offer. Iar mai nou, prin Sponsor Stories poți monitoriza exact traficul care vine de aici. La fel ca o campanie tradițională de aduri pe Facebook, poți să pui în Sponsor Stories, poți să pui UTM-ul. Da? Poți să vezi sursa, din ce a venit, din ce ofertă, ce a făcut după aceea utilizatorul, dacă a făcut conversie sau nu, dacă a fost bună oferta respectivă sau nu. Ok, am vorbit de search, am vorbit de display și de marketing, am vorbit de Facebook Ads și acum trecem la parte de tracking și analysis, pentru că e foarte importantă. Bun. Codurile de conversie, vechiul cod de conversie. Dacă înainte exista doar opțiunea din partea stângă, aveai un cod, ia codul meu și tu te pune-l pe site, pe pagina de finalizare comandă. Mai nou, e foarte simplu să importi golurile direct din Analytics, dacă ai legat conturile, Analytics cu AdWords, ceea ce trebuie neapărat făcut. Ai un butonel, import from Google Analytics și importi golul respectiv și vezi direct conversie. Nu mai ai nevoie de coduri, să vezi dacă e bine pus codul, dacă registrează și așa mai departe. Bun. Stația numărul 16. Dimensions tab din AdWords. Nu foarte mult o folosesc, deși este foarte folositoare. Aici poți lua foarte multe informații referitoare la orele, de exemplu, la orele de afișare a anunțurilor, care au fost cele mai bune ore. Dacă faci o campanie la început, e bine să te uiți aici pentru a vedea exact care sunt intervale orare unde faci cele mai multe conversii, ca mai apoi să investești poate mai mult buget în acele ore. Sau să oprești campanie pe anumite intervale, orare. De asemenea, aici poți vedea și căutările care nu au luat click. Ok, în search terms, în AdWords, vezi doar căutările care au luat click-uri. Aici, în search termurile din Dimension Tab, vezi și căutările care au luat doar afișări și nu click-uri. Și de acolo mai poți extrage liste de cuvinte negative. Bun. 17. Luăm marfarul și vedem golurile din Analytics. În primul rând, trebuie să te gândești ce vrei să urmărești în Google Analytics. Ar fi bine să setezi mai multe seturi de goluri în funcție de interesele pe care le ai. Ar trebui să ai un set, de exemplu, pentru calitatea traficului, unde să urmărești procentul din TOS, bounce rate-ul, procent din time on site. Ok, procentul din bounce rate, dar noi vorbim, de-aia ți-am spus că barbarizăm și limba engleză, și limba română, și toate limbile. Așa, deci grupează în funcție de interes, ai unul pe trafic de calitate, ai putea să mai ai unul pe conversie, da? Să vezi conversia, poți face și un funnel de achiziție, să vezi de unde pleacă utilizatorii, poate e tu o problemă. Poți avea unul pe obiective secundare, pe, nu știu, adăugare în wishlist sau abonare la newsletter și poți să mai tragi de acolo diverse concluzii. Bun. Și ajunge la punctul 18, penultimul punct, deși ar trebui asta să fie primul din punctul meu de vedere, să aveți instalat modulul de e-commerce în Analytics pentru a putea monitoriza return of investment, pentru a putea să faci proiecții asupra campaniilor, să te gândești, să vezi ce canale au convertit cel mai bine, unde ar trebui să investești mai mulți bani din bugetul de promovare. De asemenea, să faci o proiecție asupra stocurilor și să analizezi mult mai în profunzime campaniile. E o diferență. Ok, ai făcut o conversie.
de o diferență între o conversie pe o suzetă și o conversie pe un cărucior de copii. E o mică mare diferență la nivel de cost, da? De preț. Bun, și ajungem la punctul 19, ultimul punct, de vorbim despre bătânul URL Builder, care încă se poartă și trebuie folosit tot timpul. Când aveți campanii în afară de campaniile Google AdWords, dacă aveți campanii pe Facebook, dacă aveți campanii, nu știu, cumpărați prin regii media sau aveți campanii de newsletter, să puneți tot timpul un UTM pentru a vedea exact de unde vine utilizatorul respectiv. Mai apoi puteți face și o listă de remarketing și să-i spuneți, băi, te știu de newsletterul meu, știu că ți-a plăcut newsletterul meu pentru că ai intrat pe site după ce ai văzut newsletterul, vino încoa și prinde oferta mea specială, ca să zic așa. Da, barbarizez totul în seara asta. Așa, unde le vedeți? Le vedeți în Sources, în Campaigns. Și aici puteți vedea toate campaniile pe care le desfășurați. Ok, și am ajuns la destinația finală, la capăt de linie. Și de fapt, când mă gândesc la tren și capăt de linie, mă gândesc la Mangalia. Mangalia pentru mine e finalizarea comenzii pentru ownerii de magazine online. Mulțumesc! Am fost dragă să mă. Întrebări, critici, aștept. Otilo, ai vreo întrebare? Ai spus tot din lumea ce se prezintă. No, nu cred. Nici o întrebare? O dată? De două ori? De trei ori? Nici o întrebare. Vă mulțumesc mult.